Vreau să vă întreb dacă aveți un caz în care o companie agricolă a intrat în procedură de insolvabilitate. Domnule Ministru, ce... vă rog să confirmați. Sunt sunt aceste da. cazuri. Deci anul sunt de... 24 din agricultură. În, în 23, până 24 da. a fost în 23. Până la moment. Da. 24, companii, în 23. Până la moment. Uh, în linii mari, uh, repet, eu ca să pot discuta mie input eu nu pot concura cu mari distribuitori pe piața noastră care vorbesc de calități foarte mari de material semințier. Și piața din Moldova este mult prea mică ca marile companii din exterior să ne atragă nouă atenția la X, Y, Z. O secundă. Da, nu, asta se întâmplă peste tot în lume, adică peste tot există companii mari și mici. Eu nu îmi -im imaginez cum putem să le... și neloială. Sunt de acord. Aici pretențiile mele față de Consiliul Concurență nu sunt mari, Aici imense. asta vreau să este... ajung, Dar dincolo, asta de este o parte a problemei. Este o parte importantă a problemei, dar este o parte a problemei. Dumneavoastră înțeleg că aveți multe alte probleme. Uh, și văd că dumneavoastră spuneți că vreți să le soluționați. Pilțeles. Eu văd că autoritățile spun că vor să le soluționeze. Nu înțeleg de ce nu puteți să vă așezați. Pentru că singura soluție la moment nu se discută despre de bani ieftini să accesăm. De unde știți că este o, o singură? De vă ce mai dau nu vreți o întrebare? să vă auziți, să vedeți? Poate sunt și altele. Eu mi amintesc, am să vă dau exemplu din presă, da? Da, da. Uh, perioada în care mulți noi din presă vroiam mulți bani să ne dea donatorii bani, ca să, că nu știm ce să facem. Și nu era corect că nu e suficient să ai bani, trebuie să știi și cum corect să-i administrezi corect. ca ei să te ajute să devii fiabil. Da, dacă dumneavoastră faceți acum emisiuni adică pe dacă un salariu o să... de 20.000 de lei și peste noapte vă spune că salariul vostru este 15, dar cheltuielile casnice care erau 5.000 de lei au crescut la 7.000 de lei. Dumneavoastră ce o să faceți? Și când spuneți, băi, dar ce să fac? Să vi se reproșeze? Nu-ți convine, dă -ți demisia, nu-ți convine, de vii Noi am ajuns acum... Păi... Trebuie să fie sistemică. Corect. Corect. Dar noi discutăm nu despre soluții sistemice, dar despre urgențe. Deci, spuneți, avem... mă doare piciorul, le cuiește-mi acum piciorul. Corect, piciorul, nu stomacul. Dar, înțeleg, dar peste o lună o să vă doare alt picior. Și atunci trebuie să înțelegem de ce vă doare mereu un organ. Pentru că nu am grijă de mine. Da, dar haideți să, să protejăm tot, or tot, tot, tot corpul. Poate de acord. Da, dar nu, când nu, te duci la să... doctor, nu dai tot pe capul doctorului. Poate trebuie să mai atent și cu piciorul, să nu ți-l rupi. Uh, Eu vă dau o întrebare. Aici... spuneți vă rog, da. frumos. Uh... Asocierea rezolvă problema. Eu nu știu dacă rezolvă O Secundă. Scuzați, nu știu. Asocierea poate rezolva problema vânzării. Spuneți-vă, da. frumos, cum poate asocierea să rezolve problema sistemului bancar care nu, este, nu aparține statului? Și cum poate asocierea să dicteze în ceea ce țin de finanțe? Pentru că dependența noastră financiară și noi suntem dependenți foarte mult de credite scumpe, de bani scumpi. Da, de acord. Cum poate asocierea diminua acest această chestie. Spuneți-vă rog frumos. Asocierea, uh, asocierea uh, cum poate diminua. Am înțeles, dar nu da. vă spun eu, o să vă spun doar. Da, este deci, că nu eu am propus asocierea. Deci prin vă asociați și vă îndatorați mai puțin, una și a doua parte este instrumentul. Da, cumpărați un singur secție de depozitare și o construit și noi vă subvenționăm cu 85% pe de-o parte, bani reali pe care noi avem privăzut deja al doilea an consecutiv, nu apelează nimeni pentru că nu avem cooperative și asocieri, din păcate, mm -hmm. probabil urmează. Și a doua, noi subvenționăm dobânda. În anul 2023, evident că este plafonat la 300.000 pentru că să poate beneficia de mai mulți agricultori de acești bani, dar să știți că suma totală care s-a ridicat la subvenție în anul 2023 depășește 380 de milioane de lei la dobândă. Domnule, da. la la deci, subvenții spune. Și Uitați. nu fiecare trebuie să construiască frigider și nu fiecare trebuie să construiască depozite de cereale. Am înțeles. Împreună. Am înțeles. Reducem Domn, din facem, mai facem depozite. Cu ce construcția unui depozit poate influența asupra piețului, prețului sau stabilității? Nu vinzi din câmp. Stabilității pieții noastre. Cu ce? De nu vinzi din câmp. La cine vin din câmp, domnule? Eu oh, vorbesc... să Asta, fie, eu nu vând din câmp. Nu, tu, dar sunt alții care vând. Vă... Eu vorbesc... Da, nu, dar păi eu nu despre... Ce înseamnă nu înțeleg? nu înțeleg. Nu înțeleg să te ce dumneavoastră, domnule ministru. Domnule Ivano. domnul Ivanov. Cui Din domnul Ivanov. câmp? Domnule Ivanov. Haideți, îmi pare rău că nu este domnul Plămădeal aici. Că domnul Plămădeal cel care susține ideea constructorului de depozite, dar el nu, la toți, da, la toți, dar la toți. la fiecare nu separat. Susțin. Pentru că Eu una dintre problemele niște mici este vânzarea din câmp ministră, a cerealilor. Și nu că Haideți eu să am facem o comunicare face... echitabilă să uităm lumea da. populației la noi și nu da. înțelege absolut nimic. Dumneavoastră a spus soluția dumneavoastră a ministerului. a spus clar și văd că menționați și aici la, la doamna Rață, că e, și e problema mărdu discordii la noi. Că la momentul de față soluționarea este asocierea. Și eu v-am dat niște... Una dintre. Spuneți alta. Una. Spuneți alta. A doua. Vânzarea pe intern pentru zootehnie a cerealilor. Ui! fermelor din Moldova. 250 Cât consumă de ferma? Mii. Păi dacă noi avem un consum 800 și ceva de mii. Okay. mii... Cât consumă? Păi, dar eu mă întrebați, Cât fiecare de separat din independență de câte animale are. Okay. Avem în ferme de crescători de porci în Republica Moldova. Când avem consumul intern de 800 de mii. de, to de tone, ați inclus și faptul că avem și producători de alcool etilic în țară? Și care e problema? Nu e nicio problemă. Problema este că foarte mult porum s-a importat pentru acest alcool. Automat noi am pierdut din capacitatea de, vânzare. Vindeți-le dumneavoastră. Vindeți-le prin procesare. Asta care procesează. Cui? care procesează. I-ați spus că sunt procesatori. Eu nu sunt convins. Deci, una nu sunt de cu prețul și așa mai Nu sunt viabil cu prețul. Păi nu poți să cu prețul în Ucraina. Nu poți să concurezi cu prețul în Ucraina. Ca să fii mai În 2023, în 2023, grâu a fost importat zero, porumb a fost importat zero, a fost importat în jur de 8.000 tone de floare soare. au fost importate o cantitate. Deci, a fost importat, Acolo câteva mașini a fost de copii. A fost.